luptător și era un câștigător. Era absolut fascinant. Absolut fascinant. Un personaj ieșit din comun. Era fantastic. Calitate umană aproape incredibilă. Într-adevăr, era deosebit. Îl consider un Visconti român, un Alain René român. Atât de tonic și atât de frumos. Mi se părea un bărbat foarte frumos. Țin minte când mă uitam la el și zic, dom'le, așa aș vrea să fiu eu. Este un romantic cerebral. Felul chelbaștii. Îi se spunea gentleman, nu stătea niciodată pe scaun în prezența unei femei, niciodată. El a fost unul dintre cei mai mari operatori ai României. Eu îl consider un geniu. S-a întâmplat să fie regizor. Exemplar uman. A fost un curcubeu. De calitate artistică, de excepție. Cred că unul dintre cei mai mari regizori ever. Nu râdea, ăsta a fost adevărul.